Barocamera este folosită în special și a fost folosită prima dată numai și numai pentru a face un palier de decompresie, adică o scufundare simulată. A intrat în barocameră, urci la o atmosferă, două atmosfere, trei atmosfere, respectiv la două atmosfere, înseamnă că ai coborât la 10 metri. În momentul în care, gândiți-vă, la 10 metri sub apă, înseamnă aproximativ un kilogram forță pe fiecare punctuleț din... Noi când coborâm la 10 metri sub apă, 20-30, avem un detentor, da, din butelie. Butelia este încărcată la 200 de atmosfere, dar avem un detentor, o depresurizator, prin care respirăm ca să nu forțăm plămânii în barocameră. Cei care făceau simulare, scafandrii sau non-scafandrii, erau foarte, foarte, foarte bine controlați din punct de vedere medical. Ai o problemă de hipoglicemie, da? Da. În momentul acesta, vasele de capilarele sunt puțin înfundate. Adică nu puțin înfundate, pur și simplu sunt presurizate. În momentul acela vă dați seama că poți să faci un stop cardio fără nicio problemă. Dacă un om intră la 10.000 de sub apă, înseamnă că la intră la o presiune de 2 bar, peste o presiune. În momentul acela și tu, atenție, fără detentor, tu inhalezi aer la o presiune de 2 bar în plămânul tău, sănătos, sănătos, beton să fie. În momentul în care ai ieșit de la 10 metri, ai ieșit în balon sub apă, au presnit toate în tine. Celulele acelea care sunt înfundate, ele se înfundă. În momentul în care stai sub apă mai mult, poți să faci narcoza aia, becia adâncurilor, da? Care ce se întâmplă? Că bioxidul de carbon invadează plămânii și se atrofiază parțial din plămâni, iarăși la o decompresie, la un palier, da? Toți scafandrii au tabel de decompresie. Pentru ce? Pentru că au urcat treptat de la o adâncime și a reveni la presiunea normală.